Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte cerul va fi variabil în sud-estul teritoriului, precum și în extremitatea de vest și mai mult noros în rest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și trecător, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Oltenia, Transilvania, la munte, local în Maramureș, nordul Moldovei, vestul și nordul Munteniei, Banat și estul Crișanei. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Mâine vremea va fi normală din punct de vedere termic, în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, dar răcoroasă în rest, chiar rece pentru a doua decadă a lunii iunie în nordul țării. Înnorările vor fi persistente și vor fi averse și cu caracter torențial, precum și descărcări electrice în Oltenia, Transilvania, Maramureș, local în Banat, Crișana, nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28 de grade. Caracteristici agrometeorologice. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare în Maramureș, Crișana și Oltenia, cea mai mare parte a Banatului, Transilvaniei și a Munteniei. Gradul de aprovizionare cu apă în stratul de sol 0-50 cm în cultura de porumb se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în Transilvania, Crișana, Banat și Oltenia. Secetă pedologică se înregistrează în Dobrogea, estul și sudul Munteniei, izolat nord-estul și centrul Moldovei. Starea de vegetație a culturilor agricole. Pe fondul regimului hidrotermic din aer și sol favorabil, procesele vegetative ale culturilor de câmp și pomii viticole se vor desfășura normal în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale țării. Culturile de orz și grâu de toamnă, înființate în epoca optimă, își vor continua înspicarea, înflorirea și maturitatea în lapte pe majoritatea suprafețelor agricole. Rapița din Dobrogea, Muntenia, Moldova, Transilvania și Crișana se va afla predominant la formarea silicvelor și a boabelor în silicve. La floarea soarelui vor predomina fazele de apariție a primei perechi de frunze la nivelul întregii țări. Cultura de porumb își va definitiva răsărirea, plantele aflându-se predominant la dezvoltarea aparatului foliar. Sfecla de zahăr din principalele bazine specializate va parcurge răsărirea și înfrunzirea. La cartof se vor înregistra răsărirea, creșterea lăstarilor laterali și tuberizarea. Pomii fructiferi vor parcurge creșterea și dezvoltarea fructelor, iar la soiurile timpurii de cireș, aflate la maturitatea de consum, se va continua recoltarea. Recomandări de specialitate. Administrarea tratamentelor fitosanitare la speciile de toamnă. Aplicarea de tratamente cu insectofungicide în plantațiile pomii viticole. Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, erbicidări, prașile mecanice sau manuale în culturile prășitoare. Aplicarea irigațiilor pe terenurile agricole unde se mențin deficite de umiditate în sol. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.